Polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Rurală Vaslui, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui, au efectuat 5 percheziții domiciliare la adrese de pe raza comunelor Ciurea și Bârnova, județul Iași, la persoane bănuite de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. De asemenea, polițiștii vasluieni au pus în aplicare și 6 mandate de aducere. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în noaptea de 15-16 ianuarie 2022, persoanele bănuite de comiterea infracțiunii ar fi tăiat și sustras de pe raza localității Chițoc, comuna Lipovăț, județul Vaslui, cablu telefonic în lungime de 1100 de metri, aparținând unui operator de telecomunicații. Prejudiciul cauzat în urma săvârșirii infracțiunii este estimat la 50.000 de lei. În urma efectuării perchezițiilor, polițiștii au depistat și ridicat în vederea cercetării 18.000 de lei și 300 de euro. Față de 5 bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 40 de ani, 4 din localitatea Bârnova și unul din localitatea Dumbrava, comuna Ciurea, județul Iași, a fost emise ordonanțe de reținere pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentați în cursul zilei de 16 martie 2022 parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui cu propunerea emitere unei măsuri preventive. O tânără în vârstă de 22 de ani domiciliată în municipiul Iași este cercetată în stare de libertate. Cercetările sunt continuate de către polițiștii secției 1 Poliție Rurală Vaslui sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui în vederea stabilirii și probării activității infracționale a persoanelor implicate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, precum și de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Iași. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române și de Biroul de Analiză a Informațiilor Vaslui.